Noua sală de sport a Colegiului Economic Virgil Magheru din Târgu Jiu a fost recepționată astăzi. Aici se va desfășura campionatul național de box. Sala este dotată la standarde europene. Este o bază sportivă modernă, o sală de sport cu 180 de locuri, o sală de sport care poate fi folosită pentru competiții naționale, pentru diferite discipline sportive. O sală de sport care vine să completeze baza sportivă în municipiul Târgu Jiu. Așa cum am promis, această sală de sport, după ce se va face recepția finală și după ce va fi predată de către primărie Colegiului Virgil Magheru, va putea intra în circuitul școlar și nu numai. Dar, în primul rând, ne bucură finalizarea acestei săli de sport pentru că va fi posibilă organizarea acelei gale foarte așteptată de către noi. Amplasamentul a fost verificat și de conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. În urma verificărilor, aceștia spun că sala de sport îndeplinește toate condițiile necesare pentru a funcționa. Încă din faza de proiectare am urmărit investiția. Vreau să vă spun că toate măsurile de securitate la incendiu prevăzute în proiect au fost realizate. Nu sunt probleme din punctul nostru de vedere privind autorizarea acestei locații. Au fost prevăzute măsuri de semnalizare la incendiu, avem instalații de hidranți interior, precum și fluxurile de evacuare sunt dimensionate în mod corespunzător. Repet, din punctul nostru de vedere, nu sunt probleme pentru a emite autorizația de securitate la incendiu. Noua sală de sport va găzdui campionatul național de box care se va desfășura în luna februarie în municipiul Târgu Jiu. Investiția depășește 500.000 de lei.